Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Pentru astăzi, mici de casă cu cartofi prăjiți. Micii am făcut eu. Sunt din carne de porc și ca să vedeți cum am procedat, vă rog să urmăriți în continuare acest videoclip. Eu pentru prepararea micilor mari, că le fac mai mărișori, folosesc acum, deci acum folosesc, am pregătit aici un jumătate de kilogram de carne. Lingurițele astea le-am folosit pentru a vă arăta vouă cantitățile de condimente care le folosesc. Așa că pentru am pus aici sare, o linguriță din acesta de sare, boia, tot o linguriță din acesta, și pentru că astea sunt măsuri mai mici, am folosit lingurița aceasta, ca să înțelegeți, e linguriță mică de cafea. Lingurița e mai mică decât lingurița obișnuită, deci cu lingurița asta am pus piper negru, o linguriță de piper negru, cimbru, am pus două lingurițe de cimbru, coriandru, am pus o linguriță rasă de pudră de coriandru, enibahar am pus o linguriță, bicarbonat tot o linguriță și am pus 3 căței de usturoi, destul de mărișori căței ăștia de aici. Așa, și am să pisez usturoiul și am să le pun toate în carne și se frământă foarte bine. Punem carnea în alt vas mai mare. Și le frământăm bine. Și cel mai bine îl frămânți cu mâna. Iar acum, după ce am frământat destul de bine, adaug cam 50 de mililitri de apă fierbinte. Dar asta o adaug treptat. Și îl frământăm bine. Cred că sunt frământați destul de bine. Am să mă spăl pe mâini și am să modelez micii. Pregătesc un vas în care am să îi așez, îl ung un pic cu ulei, să fie uns ca să nu se lipească micii de acest vas. Așa, pun deoparte și în acest vas am să-mi pun un pic de ulei în care să-mi ung un pic mâinile ca să pot să îi modelez.
Așa. Și cam cât de mari doresc să le fac? Amândouă mâinile. Și cam cât de mari doresc să le fac? Deci, eu așa le fac și așa o să fac cu fiecare. Aproximativ așa de mari. Pentru că se fac oricum micuțe. Am terminat de modelaj. Din cantitatea astea mi-au ieșit 6 mici mari și una mai micuță. Acum am să le pun la frigider pentru vreo 3-4 ore și e ok și dacă îl pui de seara până dimineața și le puteți face mai multe și să le puneți și în congelator pentru data viitoare. Eu acum am să le pun în frigider pentru 2-3 ore pentru că vrem să le consumăm astăzi. Ne apucăm de prăjit micii. Folosim o folie să nu ne pice în foc. Nu puteți de parte. Nu contează pe ce parte. Așa, pune bine fost. Așa. Așa punem și punem mici. Miciul ăsta la frigider. Și așa se prezintă. Așa nu sunt mici. Sunt mici mari. Așa am vrut să-i fac mai mărișori. Că oricum se strâng un pic. Și așteptăm să se facă la căldura jarului. Punem și cartofi. Așa, sunt toți pe partea cealaltă. Între timp și cartofii se prăjesc. Micii mei sunt gata. Se pot servi cu cartofi. Așa. Cartofi și mici. Așa. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și să aveți în continuare o zi binecuvântată. La revedere!